Doamna Gina este educator la o grădiniță din Drobeta Turnu Severin de mai bine de 30 de ani. A absolvit în tinerețe un liceu pedagogic, iar până acum a predat fără nicio problemă. Prevăzătoare fiind, s-a înscris de 3 ani la facultate în Drobeta Turnu Severin și acum se felicită pentru decizia pe care a luat-o. Ordinul ministrului care îi avertizează pe dascăl să-și completeze studiile superioare o găsește în pragul licenței. Liceele pedagogice în vremea mea au avut o altă structură și pentru vremea respectivă ele erau foarte bune. Dar la ora actuală totuși apar noi probleme datorită progresului societății. Și atunci e greu, într-adevăr, trebuie să fiu foarte sinceră și să recunosc că nu mi-este deloc ușor, dar simt nevoia să fac un efort în plus pentru că știți foarte bine, datorită metodologiei, încă mai am mulți ani de stat la catedră. Într-o lume în continuă schimbare, specialiștii spun că aprofundarea studiilor este obligatorie pentru orice persoană care își respectă locul de muncă. Societatea evoluează, știința face progrese, învățământul la rândul său pe plan intern și internațional suportă schimbări importante, cerințe noi și trebuie studiile desăvârșite. Altminteri, apare acel decalaj enorm între copilul care crește în fața calculatorului, care este foarte bine informat, și cadrul didactic care nu știe să umble pe calculator. Printr-un ordin al ministrului Educației emis în decembrie, dascălii care nu au obținut încă o diplomă de licență au fost avertizați că trebuie să își aprofundeze studiile. În caz contrar, își pot lua adio de la sistemul de învățământ. La nivelul județului Medinți, din cele aproximativ 500 de educatoare, 91 de cadre didactice dintre acestea nu au absolvit până la această dată studii superioare de scurtă durată sau studii de licență Bologna 1, Bologna 2. La nivelul învățământului primar, din cele aproximativ 600 de cadre didactice existente, 95 dintre acestea nu au absolvit până la această dată studii superioare. În acest moment, în sistem, există funcția de profesor pentru învățământul preșcolar și învățământul primar, funcție care poate fi ocupată în baza diplomei de licență. Noi avem în sistem acum cadre didactice care au această diplomă de licență și care nu au. Prin această prevedere, practic, ei trebuie ca într-un timp, iată, în acest caz de 6 ani de zile, să-și poată continua studiile și să îndeplinească aceste condiții pentru a putea să ocupe posturile. Potrivit statisticilor, la nivel național, peste 22.000 de dascăli vor fi obligați să meargă la facultate.